Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Monica Tăma și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Muntenia. Rezultatele din toamnă de la examenul de bacalaureat au schimbat în bine statistica de promovabilitate la liceele și colegiile câmpulungene. Peste 95% din elevii care nu au promovat în prima sesiune au luat în serios examenul maturității și au reușit să promoveze în cea de-a doua. Am avut o mare bucurie, spun eu, și pentru mine personal, ca director, și colegii, și pentru colegii mei, dar și pentru elevi și părinți, pentru că din cei 113 elevi înscriși în prima sesiune, absolviseră bacalaureat, examen de bacalaureat 92%, 92,05% mai exact, la sută, iar după sesiunea de toamnă, procentul a crescut la 96,46%, au rămas 4 elevi care nu au reușit să ia examen de bacalaureat, probabil că ne vom întâlni cu ei în sesiunile următoare. Cam aceasta este situația examenului de bacalaureat. Eu zic că este un rezultat foarte bun, din punctul meu de vedere este un rezultat foarte bun, ținând cont că știm cu toții, matematica pune tot timpul probleme, dar de data asta a pus probleme și limba română, chiar și logica. Dar lucrurile s-au rezolvat parțial, dar noi ne bucurăm că procentul a crescut. V-ați gândit sau ați luat în calcul, știu eu, să participați la programul pilot pe care Ministerul Educației l-a lansat, exact cum se face la Dinicu, adică cei de clasa a 12-a să vină doar parțial la cursuri? Da, am luat în calcul, însă a fost destul de târziu pentru noi să depunem documentația, pentru că acest program al școlilor pilot are mai multe axe, trebuia depusă o documentație, un plan clar de lucru, pe care noi nu am reușit să-l facem în timp util. Dar și prin urmare vom rămâne tot cu elevii de clasa a 12-a cu program normal. S-au depus undeva până la sfârșitul lui iunie sau ceva așa. Noi nu am avut timp, neavând nici experiența necesară în sensul ăsta, nu am avut timp să depunem documentația. Sperăm ca la anul să fim mult mai bine pregătiți și să reușim. Deci aveți în plan să optați pentru să optăm variantă pentru școală pilot. Vom vedea la momentul respectiv pentru ce axă vom aplica. Opțiunea de a participa la programul pilot pentru elevii din clasa a 12-a a adus un plus Colegiului Național Dinicu Golescu. Rezultatul s-a reflectat în gradul ridicat de promovabilitate la cele două sesiuni ale bacalaureatului. Sesiunea de toamnă a bacalaureatului s-a mai schimbat cumva? S-au schimbat, da, da, s-au schimbat. Teoretic avem un singur elev din seria anterioară picat și mai avem doi elevi picați, dar sunt din seriile anterioare. Per ansamblu, examenul de bacalaureat a fost cu mult peste ce s-a întâmplat anul trecut, dacă e să ne raportăm la rezultate. Și, așa cum vă spuneam, poate a fost cumva și la nivel național un alt grad de dificultate, dar și proiectul pilot pe care l-am implementat noi, o nouă arhitectură curriculară pentru elevii claselor a 12, a avut succes. Vă amintiți că elevii noștri au venit în modulul 4 și modulul 5, la școală doar 3 zile, iar 2 zile au stat acasă și au pregătit într-adevăr și temele pentru acele discipline la care au primit altfel de evaluări, dar s-au pregătit, se vede foarte bine, pentru examenul de bacalaureat și admiterea la facultate. Multe licee și colegii iau în calcul înscrierea în programele pilot derulate de către Ministerul Educației. Unele chiar au aplicat de anul acesta și au reușit să obțină catalogul online, iar și mai multe iau în calcul varianta de studiu pentru elevii de clasa a 12-a. Dinicu Golescu nu era orice școală și atunci ușor, ușor ne-am adaptat, am depășit 4 ani, am petrecut în școala asta și acum iată 60 de ani de la absolvire, nu se colea. Azi e ziua noastră a tuturor, toți împlinim 60.
În 1964, o generație emblematică a liceului, pe vremea aceea Dinicu Golescu, pornea să înfrunte un viitor nu prea roz, dar cu vise mărețe. Mulți dintre ei au trecut granița și s-au remarcat ca buni profesioniști în țările europene, Canada sau chiar în America. Alții au înfruntat vremurile de tristă amintire și au reușit să se remarce prin activitățile lor în învățământ, sănătate, ori în domeniul științei. După 60 de ani, cei care nu au trecut la cele veșnice s-au reunit la instituția de învățământ care i-a format și i-a învățat să devină învingători. Poveștile de viață, amintirile, dar și elogiul vechilor dascăli au fost ingredientele acestei revederi. Trăim astăzi niște clipe unice pe care nu mulți apucă de aici care au terminat Dinicu să le petreacă în fața școlii, la locul faptei, cum se zice, după 60 de ani, o viață de om, să ne întâlnim cu atâția colegi care vin de peste mări și țări unii din America, unii vin din Italia, Franța, Elveția și așa mai departe. Deci sunt oameni care s-au realizat în viață și au ajuns la ora actuală să celebreze, ca să spun așa, 60 de ani de când parcă ar fi ieșit la pensie. Acum, de 60 de ani de când am terminat Dinicu, ce frumoși eram. Tinerii furioși și frumoși eram atunci. În 64, când am terminat liceul, promoția 64 a fost o promoție extraordinară. Deci am avut colegi care imediat au plecat afară, cu toate că pe vremea aia nu se plecă, dar fiind excepțional din punct de vedere profesional, au plecat peste mări și țări și acolo au dus faima inteligenței românești, mare lucru. O parte din noi a rămas aici, cei care au fost tradiționaliști, care au vrut să pună umărul, și ceilalți au pus umărul, l-au pus din punct de vedere financiar, că au trimis bani aici foarte mulți, pe când cei care au rămas aici puțini au avut și bani mai puțini, deci contribuția lor a fost mai mult cu sufletul și cu puterea brațelor și a minții. Bineînțeles, domnule profesor, nu puteau să iasă de aici oameni de excepție fără profesori de excepție. Da, da, am avut profesori, am avut o pleiadă de profesori excepționali, de care amintim așa câțiva: Șerban Țicăloiu, dascălul de românește, cum îi spuneam noi, așa, doamna Zărnescu la franceză, domnul Mitu la fizică și chimie, la matematică soții Cenușă, Alexandru Bera, profesorul Păiuș și o întreagă pleiadă de nume celebre care făceau un adevărat învățământ. Nu că aș critica învățământul acum, dar numai aici a fost. Un moment fericit pentru noi ăștia care suntem aici, dar în același timp e și trist. Mult dintre noi, dintre colegii din promoția 64, nu mai sunt între noi. Cum era învățământul atunci? Cum erau elevii pe acea vreme? Așa ca să facem și noi, să le spunem celor de astăzi, cum se învăța atunci? Aș vrea să vă spun că se făcea carte. În primul rând, să rețineți că se făcea carte. Eram în clasă în jur de 40. Erau 8 clase, 320 de absolvenți. Din ăștia, peste aproape 90% au făcut studii superioare. N-a rămas nimeni la statul de liceu. Făcea carte. Deci se făcea, într-adevăr, carte și se făcea la modul serios. Erau... Aveam condiții foarte bune, profesori excepționali, profesori de renume am avut. Deci era o mândrie să ieși pe stradă în uniformă de elev și să ai matricula pe care scria LDG, Liceul Dinicu Gonescu. Era o mândrie, o mândrie. Astăzi mai vedeți dumneavoastră așa ceva? Este un moment al amintirilor. Ne spuneți, corpul profesoral, cine? Cu cine ați făcut materii, carte? Ne-a fost pentru profesorii de renume, profesorul Păiuș, profesora de română Lambrino,
Erau profesori mari ai Sicăloiu, foarte mitul de care a plecat și a adus profesor universitar, foarte, foarte mulți profesori. Adică o generație de profesori de excepție. De excepție, și aici, și la pedagogic. Doamne, oameni grei, de la care... Hurdubețiu, profesor Hurdubețiu. Doamne, la profesorul acesta eu nu puteam să iau notițe. Când auzeam ce ne spune, rămâneam blocat, adică, stai cu gura căscată, nu găseai în cărți. Ce spunea el, nu găseai în cărți. Nu era manual și ne spunea pe lângă. Era o plăcere să-l asculti. Un om de valoare extraordinar de mare. Profesorul Piscu de la Latina. Visam, făceam declinarele și în vis. Frumoși, profesori mari, profesori foarte, foarte mari, foarte valoroși. Asta e satisfacția noastră, că putem spune că am avut, într-adevăr, o generație. Nu știu dacă ne-am ridicat noi la nivelul lor, dar i-am avut ca modele în viață. 60 de ani sunt o viață de om. Drumul parcurs de absolvenții prestigioase instituții de învățământ câmpulungene nu a fost ușor, iar pentru cei tineri care nu au apucat să trăiască în secolul trecut, acești temerari reprezintă o lecție de cum să devii un om întreg. Sâmbătă 7 septembrie, începând cu ora 17, la Convivial, publicul iubitor de cultură va putea participa la un eveniment inovator pentru Câmpul Lung. O colecție de personaje feminine se arată și vorbesc în acest spațiu experimental. În prim plan ajung rând pe rând femei care se luptă cu sărăcia unor vremuri de tranziție, femei îmbrăcate de la second hand, mame care merg cu autobuzul pe ruta din stânga Nistrului, adolescente care visează ciorapii de nailon vânduți cândva de poloneze sau poate o căsătorie convenabilă în Occident. Sunt povești adunate din spațiul est-european de tinere autoare din România și Republica Moldova, totul sub titulatura de identitar feminin. Ceea ce se va petrece sub ochii publicului mușelan este un proiect de dramaturgie contemporană, curatoriat de criticul de teatru și film Ada Maria Ichim și reinterpretat în realitatea augmentată de un colectiv de artiști vizuali coordonați de Ioana Nicoară. Știu că ești implicat în mai multe proiecte la Câmpul Lung, ai mai derulat câteva în această vară. Iată că sâmbătă avem un alt eveniment. Despre ce este vorba? Este vorba despre un proiect cultural, o expoziție multimedia care folosește realitatea augmentată și care pornește de la 10 texte dramatice scrise de către femei autoare, în care mai mulți artiști și-au pus talentul și îndemânarea pentru a crea o experiență aproape cinematografică, dar nu chiar, pentru că este în afara cadrului filmului. Și în același timp punem această expoziție în valoare cu un spectacol lectură cu actorii Laurențiu Bănescu și Oana Jindiceanu, care vor citi câteva fragmente din aceste texte. Iar finalul serii va fi cu un concert Toigen, așa pe relaxare. Mesajul acestei expoziții? Nu cred că există un mesaj, este mai degrabă o temă, este o punere în discuție a unor perspective feminine, a unor povești construite de către femei autoare în texte dramatice, a unor personaje care se confruntă cu o realitate sau nu, sau aduc în discuție niște realități. Cred că, în general, arta, chiar dacă are mesaj, mai degrabă ar trebui să te facă să te gândești, nu să te dea mură în gură așa. Deci cumva sper ca fiecare, văzând această expoziție, să plece cu ceva ce este personal și ce și-a apropiat din expoziție. Ești implicată în mai multe proiecte? Ce va urma? Mai am două proiecte la Timișoara acum, finanțate de către Centrul de Proiecte. Și acest proiect de la Câmpul Lung este finanțat de către AFCN. Un proiect cu asociații narrative care a fost prezentat și la celebrarea orașului și va continua să fie prezentat în Timișoara în încă două evenimente. O expoziție personală la Fundația Triade, tot prin Centrul de Proiecte. În seara asta am o lucrare care este parte din Art Safari și este vernisajul azi. Și nu știu, mai vedem. Cei prezenți la vizionare vor trăi experiențe unice, mulți își vor aminti cu nostalgie de începuturile anilor 90 sau vor descoperi o pagină de istorie mai puțin cunoscută. Spectacolul este unul itinerant,
De la Câmpul Lung va poposi la Sfântul Gheorghe, Suceava și Râmnicu Vâlcea. Orașul lui Tudor Mușatescu a devenit încă de la sfârșitul anilor 90 o atracție pentru artiști. Istoria municipiului, arhitectura, peisajele și nu în ultimul rând numărul mare de personalități ale locului au fost atuuri pentru cei care s-au stabilit aici. Unul dintre aceștia este actorul Laurențiu Bănescu, care s-a îndrăgostit la prima vedere, cum se spune, de plaiurile mușcelene. Și cum toți artiștii care s-au stabilit aici au contribuit din plin la dezvoltarea culturii, nici Laurențiu nu a stat cu mâinile în sân. Acesta este unul dintre pilonii de bază ai proiectului Chapeau Mușcel, care se va desfășura timp de 3 weekenduri la Câmpul Lung în luna septembrie. În acest weekend vor debuta evenimentele dintr-un mare program cultural care va fi la Câmpul Lung. Despre acest lucru am mai vorbit. M-ar interesa, în primul rând, de ce ai ales tu să te stabilești la Câmpul Lung? Cum ți-a venit ideea? Nu mi-a venit ideea. Întâmplarea e că avem niște prieteni aici, la Stoienești, nu foarte departe, și ne-a plăcut zona și inițial voiam să stăm acolo, lângă ei, și apoi am descoperit orașul și am descoperit școlile, care ne erau foarte bune pentru copii, și am hotărât totuși să stăm mai aproape de oraș. Ce face un actor la Câmpul Lung? Proiecte culturale, își dă de lucru și din când în când face naveta la București sau acolo unde mai e chemat la un proiect. Dar sunt multe lucruri de făcut și nu sunt singur. E și Ioana, cu care ați vorbit mai devreme, este Zelmira, care e chiar pe aici, prin zonă. Și împreună încercăm să ne facem de lucru și să animăm un pic cultural orașul, care cred că merită și care e prea drăguț și prea îmbietor în sensul ăsta. Ăsta e motivul. Când spun Bulevardul Pardon și Grădina Mersi, ce-ți vine minte? Deja Pardon, Mersi, Chapeau vin așa pe francofonia asta și te trimite direct cumva în interbelic toată folosirea asta de cuvinte franțuzești. Pentru mine povestea asta cu bulevardul atât de plin de oameni încât se scuzau trecând unii pe lângă alții sau lovindu-se este incredibil. Mi-ar plăcea să fie la fel de viu orașul și să fie oamenii la fel de dispuși să profite de el, să coboare, să se plimbe, să se salute, să zâmbească, să stea pe bancă, să schimbe câteva vorbe. Mi se pare că e foarte important și că arată că o comunitate e sănătoasă și prietenoasă și așa mai departe. E plin de legende orașul și plin de legende și din istoria veche, de la prima capitală și trecând prin Evul Mediu și tot acest aer al orașului pe care îl găsim aici la muzeu, când era organizat pe cartiere, pe bresle, pe ocupații, care mi se pare foarte, foarte simpatic. Și apoi, cel mai mult ultimele două secole, acum ne apropiem de două secole jumate de personalități și de oameni care chiar au investit în oraș, cât în meseria lor, au avut pasiune, au muncit foarte mult în toate domeniile, că cultură sau științe sau medicină sau arhitectură sau tot, și asta spune ceva despre oraș. Oamenii ăștia care aici s-au născut și au avut de undeva energia și forța să meargă dincolo de oraș și se ridice așa un pic pe deasupra înspre universalism. Sunt multe povești și nu cred că sunt chiar legende și asta cumva ne dă și încredere. E istorie. E negru pe alb și e confirmată și atunci și lucrul ăsta contează mult când ne strângem puterile ca să cumva să continuăm într-un fel sau să-i dăm Câmpul Lungului ce a dovedit că poate să facă deja. Se spune că mușcelenii, atunci când un străin vrea să se stabilească în zonă, mai întâi îl testează. Pentru ca persoana să fie primită în comunitate, trebuie să demonstreze prin ceea ce face că se ridică la așteptările lor. Și dacă face lucruri demne de apreciat, atunci îl asimilează și nu-i mai dă drumul.
În perioada 2-4 septembrie, la Câmpul Lung s-a desfășurat cursul de perfecționare a antrenorilor de volei, manifestare ce a avut două componente. Cea teoretică desfășurată în Amfiteatrul Colegiului Național din Nicu Golescu, concomitent cu cea practică derulată în sala de sport de la școala gimnazială Nanu Mușcel. A fost prima manifestare derulată în această sală după ce suprafața de joc a fost modernizată. La finalul acestei reuniuni, reprezentanții Federației Române de Volei au tras concluziile. De obicei, în fiecare an avem o prevedere în regulament și în special în cel al antrenorilor, în care la sfârșitul perioadei de pregătire, înainte de începerea campionatului, realizăm aceste consfătuiri ale antrenorilor. Ei, în urma participării la consfătuirile acestea, primesc și dreptul de a antrena, de a sta pe bancă, un fel de licență anuală. Mă bucur că anul ăsta am avut cei mai mulți participanți, am avut în jur de 180. E un lucru extraordinar. De ce? Vă și spun de ce. Pentru că antrenorii au înțeles importanța muncii unui antrenor. Noi începem să avem Federația Română de Volei și voleiul românesc începe să aibă rezultate. Rezultatele sunt datorită muncilor. Ca atare, pentru a fi și mai buni, va trebui să participăm și să împărtășim modalități de antrenament, modalități prin care să putem să instruim anumiți copii, să vedem ce se întâmplă în alte campionate puternice de lângă noi. Am avut invitați, printre alții, un lector din Italia, unde Italia este considerată ca fiind cel mai bun campionat, și în special la juniori. Au foarte multe titluri europene și atunci noi încercăm să ne pregătim prin sfaturile, ideile și ale altora, ca să putem să ne îmbogățim cumva cunoștințele și tot ceea ce înseamnă pentru a face performanță. Referitor la Câmpul Lung, toată lumea s-a simțit extraordinar. Mulțumesc oamenilor din Câmpul Lung, primăriei, comunității locale, a antrenorului Adrian Mihailă, cei care au fost în jurul nostru și care ne-au creat aceste condiții extrem de bune pentru a parcurge 3 zile activități practice și teoretice într-un oraș care are, să știți, istorie în voliu juvenil. Odată încheiat acest program de perfecționare, ținând cont și de reacțiile federalilor, la care se vor adăuga cu siguranță și alte reacții pozitive, după ce se va fi desfășurat și turneul internațional Mușcel Cup Volleyball, este de așteptat ca tot mai multe manifestări sportive de nivel național să vizeze și municipiul Câmpul Lung. În prima zi a turneului internațional Mușcel Cup Volleyball, în sala de sport a școlii gimnaziale Nanu Mușcel, a ținut să fie prezentă și Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpul Lung. După ce le-a îmbrățișat pe campioanele de la CS Mușcel și le-a salutat și pe adversarele din primul joc, fetele de la Juvenil Brașov, Elena Lasconi a mulțumit și celor care au contribuit la schimbarea suprafeței de joc din această sală de sport. Victorie! Victorie! Vreau să salut și fetele care au venit de la Brașov. Și vă doresc mult succes tuturor! Cuba. Vreau să mulțumesc și Holcim pentru că a contribuit cu o sumă de 360.000 de lei pentru această suprafață de joc, noi cu 75.000 de lei, practic o investiție de 435.000 de lei și așa cum v-am obișnuit deja, mie îmi plac lucrurile de calitate, erau și alte variante, dar astea sunt variantele de top. Și pentru că avem o echipă de top și pentru că avem echipe de top în țara asta, sălile de sport merită să fie
la fel premium. Și vă doresc mult, mult succes, Doamne ajută și să ne revedem cu bine, sănătoși și hai să le facem galerie. Edilul Câmpulungului a vorbit cu tehnicianul Adrian Mihăilă și a identificat problemele care mai pot fi soluționate în perioada următoare. În primul joc al acestei grupe, la Fileu s-au întâlnit CSS Constanța și formația Hot Volleys Viena, echipă venită în premieră la Câmpulung, grație faptului că în formația din Austria evoluează o jucătoare cu origini mușcelene, descendentă a familiei Preoteasa. Întâlnirea dintre Dobrogence și formația din Austria a fost adjudecată de echipa de la Malul Mării cu scorul de 3-1, iar în jocul următor CS Mușcel a dispus de Juvenil Brașov cu scorul de 3-0. Înalță Beti pentru Ana Zafiu, care păcălește blocajul și aduce primul punct. În jocurile din cealaltă grupă, ce se desfășoară în sala de sport de la Colegiul Național Pedagogic Carol I, Panathinaikos Atena a câștigat cu 3-0 în fața celor de la CSS Târgu Mureș, iar Dinamo a învins cu același scor pe CSS Sibiu. Doamnelor, domnilor, acesta a fost principalul grupaj de știri al zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Urmează emisiunea Obiectiv Muștelean. Vă doresc vizionare plăcută!